eu cred că faptul că în alte țări nu s-au închis școlile acum și deși societatea este, să spunem, închisă, oamenii stau în casă, copiii merg la școală, se datorează și faptului că Suedia a arătat că acești copii nu sunt un factor de transmitere a bolii. Ei nu se îmbolnăvesc și o transmit destul de rar. Practic, astă primăvară au fost foarte puțini copii bolnavi în școli și foarte puțini profesori și foarte puțin din familiile copiilor care s-au îmbolnăvit. Deci, statistic vorbind, au spus specialiștii suedezi, nu o spun eu, așa, școala trebuie să funcționeze. În Suedia se poate face școală online, pentru că în Suedia aproape fiecare copil primește de la școală un iPad sau un calculator sau ceva cu care ar putea să lucreze de acasă. Dar nu se merge pe această situație. Sigur, există câteva școli care s-au închis săptămâna trecută pentru că au fost destul de multe cazuri de corona. Dar se închid pe termen limitat, nu se închid la infinit până când trece pandemia. Grosul școlilor, 99% din școlile din Suedia, funcționează acum și surprinzător elevii vin la școală. Deci chiar am foarte puțin elevi absenți într-o clasă în fiecare zi când predau. Cum este în clasele în care predai? Ți-a spus directorul școlii să-i sfătuiești pe copii sau să insiști pe păstrarea distanței, pe mască, pe reguli stricte, sanitare? Sau e ca înainte de pandemie? Nu. În primul rând aș spune că măștile nu există în Suedia. Adică, sigur, ele există, dar nu le poartă nimeni. Nici în afara școlii, nici în școală, nici în casă, nici în magazine, nici în trenuri, nici în autobuze. Cine dorește să le poartă, le poartă, dar eu în școală nu am văzut pe nimeni să poartă vreo mască vreodată. Pe de altă parte, haideți să fim realiști. În momentul în care vorbim de copii care sunt între, nu știu, dacă vreți, între 8 și 15, 16 ani, credeți cu adevărat că ei vor păstra distanța socială? Eu nu cred acest lucru, pentru că trăiesc în mijlocul lor. Copiilor le pasă foarte puțin de corona. Din păcate, sau nu știu dacă din păcate neapărat, oricum ei își văd de viața lor. Nu s-a schimbat nimic în școlile din Suedia la acest capitol. Clasele sunt la fel, copiii se întâlnesc la fel.